Președintele ALDE Călin Popescu Tăriceanu se declară convins că va câștiga alegerile prezidențiale în cazul în care va candida, însă acest lucru nu a fost încă decis. Liderul ALDE a precizat că este o decizie grea, dar că este pregătit pentru a candida. Potrivit lui Tăriceanu, după alegerile europarlamentare, va fi luată o decizie privind candidatura în coaliție. Un singur scor, voi câștiga dacă voi candida. Dar candidatura nu este încă decisă. Cu partenerii din PSD am hotărât ca acest subiect să-l abordăm după alegerile pentru Parlamentul European. Și am spus ceva și vă spun și aici, vom evalua care este candidatul care are cele mai bune șanse ca să-l învingă pe Klaus Iohannis la alegerile din toamnă. Călin Popescu Tăriceanu se află în topul încrederii electoratului. Conform unui sondaj realizat recent, președintele ALDE se află pe locul al doilea cu 23%, imediat după actualul președinte al României, Klaus Iohannis, care are 35%. În maximum două luni, coaliția va prezenta public candidatul pentru prezidențiale.